conferința de presă de astăzi organizată la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Tema conferinței o reprezintă rezultatul activităților Inspectoratului pentru anul 2017 și va fi condusă de șeful Inspectoratului, domnul chestor de poliție, Ocrișan Vasile. Domnule chestor, am zis. Da, vă mulțumesc. Așa cum a precizat și colega noastră, astăzi vreau să prezint câteva date în legătură cu activitatea Inspectoratului Județean de Poliție Bacău în anul 2017. În anul 2017, activitatea polițiștilor a avut ca obiect creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța rutieră, siguranța stradală, destructurarea grupurilor, grupărilor infracționale, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, în combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Polițiștii au acționat cu fermitate și responsabilitate pe rază de competență pentru menținerea unui sub control al infracționalității, fapt pentru care la nivelul inspectoratului în anul 2017 s-a redus sau mai bine zis s-a diminuat infracționalitatea sesizată cu 9,3% față de anul 2016. În ceea ce privește criminalitatea contra patrimoniului, s-a înregistrat și la acest gen de infracțiuni scăderi, o scădere de 9,6%, asezărul de această natură în mediul urban, o scădere de 11,4%, iar în mediul rural cu 6,9%. Așa cum știți, un punct fierbinte pentru polițiștii noștri, băcăuani, și nu numai și în țară, ne-am focusat foarte mult pe combaterea infracțiunilor de înșelăciune prin metoda accidentului. S-a reușit destructurarea unor grupuri, grupări infracționale, atât autorii cât și complicii acestora. După cum știți, cei mai mulți se aflau în penitenciarele din țară. Au fost câteva grupări care au fost reținute din membrii grupărilor respective, au fost reținute. Deci, la nivelul județului, putem spune că s-a reușit totuși o diminuare a acestui mod de operare, dar se continuă și cu această ocazie vreau să trag în continuare un semnal de alarmă tuturor cetățenilor județului Bacău să fie foarte atenți, să nu cedeze unor infractori care vin la ușă sau sună sau prin alte mișloace iau contact cu persoane și în mod deosebit sunt vizate persoane vârstnice care sunt lipsite de apărare, de comunicare, vin, bat la ușă, intră în casă și nu numai înșelăciune, de cele mai multe ori poate să fie și victima unor infracțiuni de furt, tot prin metodă de împrietenie. Deci să fii foarte atent, să nu dea drumul la ușă sau când au o problemă de... sunt contactate de persoane necunoscute, să sune cel mai simplu la 112, unde va fi dirijat la un polițist sau la o patrulă care este cea mai aproape de loc unde se face sesizarea pentru a interveni, să prevenim astfel de fapte penale. De asemenea, putem spune că ne-am atins scopul și în ceea ce privește infracțiunile de mare violență. După cum știm, aceste infracțiuni se comite cele mai multe ori în mediul familial, ca urmare a consumului exagerat de alcool. De multe ori, persoanele sunt lipsite de educație și sunt chiar implicați și minori, persoane care abandon școlar. Și aici s-a reușit diminuarea la toate genurile de infracțiuni, la omor, la lipsire de libertate, de șantaj, deci s-au scăzut numărul acestor fapte. După cum știți, am avut în derulare și un program de luptă împotriva delincvenții juvenile și aici am avut în cadrul acestei program
mai multe 14 campanii care cu diferite teme. Cred că și acest program și-a îndeplinit scopul pentru care l-am inițiat și s-a derulat. În ceea ce privește activitățile economico-financiare, la nivelul județului s-au redus infracționalitatea a ceea ce privește evaziunea fiscală. Cu toate acestea, la nivelul județului au fost organizate activități împreună cu ANAF-ul, cu celelalte structuri care au atribuțiuni în combaterea evaziunii fiscale, ocazii cu care au fost aplicate peste 1200 de sancțiuni contravenționale, s-au confiscat bunuri peste, în valoare de peste 2,9 milioane de lei. În ceea ce privește criminalitatea stradală, este într-adevăr în atenția noastră. De ultimii 5 ani s-au înregistrat scăderi, acum a fost o scădere de 9,8%, deci nu s-a înregistrat creștere în ceea ce privește infracționalitatea stradală. Deci trendul este pozitiv, este un lucru bun până acum în ceea ce privește cercem de infracțiuni. În mediul rural s-a reușit și în mediul rural reducerea infracționalității cu 6,7%, contra persoanei cu 8,1% și contra patrimoniului cu 6,9%. De asemenea, ne-am mai concentrat activitatea pe linia deținătorilor ilegali de arme, explozii, substanțe periculoase și combaterea braconajului cinegetic. La acest capitol s-au fost confiscate peste 181 de arme, 1910 elemente de muniție, 774 kg articole pirotehnice și 20 de kg produse folosite în protecția plantelor. Tot ca prioritate pentru județul Bacău este domeniul silvic, a fost și este, rămâne în continuare, după cum știți că avem o suprafață importantă de pădure. Fapt pentru care au fost organizate câteva sute de acțiuni împreună cu Direcția Silvică, ITRSD-ul, colegii noștri de la jandarmi, IJJ și Gruparea Mobilă, tocmai pentru a preveni tăierii ilegale de material de nos. Cu această ocazie au fost aplicate peste 680 de sancțiuni contravenționale, au fost constatate 333 de infracțiuni, din care 308 în flagrant. Și au fost confiscate peste 2300 de material, metri cub de material de nos. Este important că s-a redus tăierile ilegale în ceea ce vrește din fondul de stat, forestier de stat. Pentru siguranța comunității au fost organizate peste 1000 de acțiuni preventive, controle directe peste 3500, s-au intervenit la peste 16.000 de solicitări pe 112. Ocazia cu care au fost constatate peste 2000 de infracțiuni, din care 1800 în flagrant. De asemenea, s-au organizat activități cu ocazia sărbătorilor pascale, cu ocazia anului nou, tocmai pentru a menține un climat de ordine și siguranță publică pentru cetățeni. Putem spune că am participat la 580 de asemenea de misiuni pentru menținerea ordinii publice. Un capitol important a fost și activitatea de urmărire. Activitatea pe această linie a crescut în mod considerabil ca urmare a modificărilor codului penal și codului de procedură penală. Au fost identificați 156 de persoane, din care 78 persoane urmărite internațional, putând așa au fost executate 47 de mandate europene de arestare, sub coordonarea și controlul procurorului din cadrul parchetului de lângă Curtea de Apel Bacău. Cu toate că eforturile depuse de noi, pe linie de circulație, s-au urmărit reducerea accidentelor de circulație și consecințele acestora, nu s-a reușit, s-au înregistrat, putem spune,
creșteri ușoare la atât la accidente de circulație, cât și la morți, dar totuși putem spune că scăderile sunt, cu toate aceste creșteri, sunt sub nivelul 2009, numărul accidentelor și consecințelor. Eforturile depuse, deci, deși s-au organizat 954 de acțiuni preventive, au aplicat polițiștii rutieri 54.000 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute peste 5.000 de permise de conducere și au fost retrase aproape 2.000 de certificate de matriculare. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene, noi avem în derulare un proiect în cooperare transnațională între autorități de aplicare a legii pentru întărirea activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri europene acordate în agricultură. Proiect ce s-a derulat în perioada 2016-2018 în parteneriat cu Bulgaria, Polonia și Republica Moldova. În continuare ne străduim și facem toate eforturile prin colegii noștri din toate structurile să îmbunătățim calitatea serviciului polițienesc oferit cetățenilor. În continuare ne interesează siguranța cetățeanului, protecția persoanei, patrimoniului și siguranța stradală și rutieră. Desigur, continuăm cooperarea cu toate structurile pe plan local, tocmai pentru a obține și rezultate pozitive în ceea ce privește activitatea noastră ca poliție națională. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Despre deficit. Care este deficitul? Da, deci, într-adevăr, un capitol separat am dedicat, să spunem așa, și ne-au interesat asigurarea resursei umane, financiare și logistice. Pentru a putea asigura un serviciu de calitate cetățenilor, trebuie să avem toate resursele necesare și în cursul anului au fost mai multe angajări din sursă internă, prin promovarea agenților în rândul ofițerilor din sursă internă și a specialiștilor, au avut specialiști care au fost promovați din sursă, recrutați și angajați din sursă externă. De asemenea, am primit de la absolvenții Academiei de Poliție din 2017, am primit o serie de agenți care au terminat cursurile în vara anului 2017 și ultima serie care am primit-o a fost în luna lui decembrie 2017. Acum, după cum știți și dumneavoastră, mai avem în derulare câteva, eu știu, posturi de specialiști care au fost publicate în deci s-au înscris deja, suntem spre final, urmează să se susțină proba finală. Așteptăm, după cum știți, s-au fost recrutați 1300 de agenți de poliție care au început în februarie cursurile și termină la sfârșitul anului în decembrie 2018. Îmbucurător este că din Bacău cei 1300. Avem 47 care sunt din Bacău. Deci, cu siguranță, sau, eu știu, cât de cât acolo, din 47, dacă vin 30, tot bune. Deci, avem asigurată sursa la nivelul județului nostru. Pentru că, până acum, să spunem pe cea bună, că nu prea avem candidați. Mergeau foarte puțin la cursuri, la școlile de agenți. Ne, cam în 10-15 rămâneau și la repartiție ne dădea 20 și trebuia să vină din alte județe și după care fiecare își dorea să ajungă de unde a plecat la locul de domiciliu. Dar acum este un lucru îmbucurător și sperăm să își dorească fiecare când va fi absolvit
va absolvi școala, de aceea să vină în Bacău. De asemenea, mai așteptăm în vară promoția de la Academia de Poliție, care cu siguranță vor fi repartizați la nivelul județului Bacău. În ceea ce privește starea și practica disciplinară, dacă tot m-ați întrebat de resursa umană, am, pe urmare a unor cercetări prealabile, au fost aplicate 3 sancțiuni disciplinare, mustrare scrisă, 27 de atenționări și 4 polițiști au fost puși la dispoziție ca urmare a faptului că au fost trimiși în judecată pentru comiterea unor fapte penale. Și deficitul în procente care ar fi? Deficitul în procente este circa 22%. Aveți servicii cu un deficit mai mare, unde vă descurcați mai greu? Deci, deficit, am încercat să echilibrez toate structurile, să nu avem situații în care să nu devină funcționale, deci toate să fie funcționale. Și sunt, depinde acum în procente, n-am cum să spun, dacă să dau un exemplu, dacă într-o structură de 20 de polițiști lipsesc 2-3. Sau poate niciunul. Deci avem foarte multe structuri. În mediul rural avem doar 15 posturi care sunt cu 2 polițiști, în rest ceilalți sunt cu 3, cu 4, depinde de mărimea postului de poliție. Legat de metoda accidentului, vreau să mă întreb câte sesizări a fost. Deci ce îți privește metoda accidentul, a fost oricum mai puține decât anul 2016, ca urmare a și a campaniilor noastre pe care le-am desfășurat prin polițiștii de proximitate, chiar cred că și pe zona când ați mers în noastră, dacă nu chiar și la locul dumneavoastră domiciliu, pe Casa Scării, ați văzut, s-au pus acele afișe pe care îi se tragea atenția locatarilor să fie foarte atenți, să nu intre în contact, să dea bani dacă vine cineva și cere, sau știu eu, îi să scenează un eveniment în care este implicat un membru al familiei, să dea telefon la 112. Deci au scăzut numărul diminuat cu 34,4%. Deci oricum a fost, n-am o cifră acum, dar trebuie centralizată din tot. Trebuie centralizat, oricum. E o scădere, nu importantă, zic eu, 3,4%, dar este și dacă noi continuăm prin campaniile noastre preventive, că asta este important, ca cetățeanul să nu dea banii, dă de bună voie, merge și mulți, scoate și ultimele bani care îi mai are prin casă și îi dă la respectivul, merge chiar la unitatea bancară, îi scoate, îi dă, cam cu mare responsabilitate, putem spune. Deci nu putem să ne opunem voinții lui. Au fost recuperate, după cum știți, a fost acele acțiuni care au fost reținute 11 persoane, au fost recuperate o sumă 200.000 de lei, 1.240 de euro, 1.000 de lire, tocmai din a fost în colaborare, această acțiune a fost în colaborare cu Inspectoratul Județean Brăila, cu Galați, făcut percheziții în penitenciarele din țară, tocmai pentru a destructura această grupare infracțională. Preventiv, noi am colaborat cu Fondul de Sprijin Comunitar și au fost 100 de voluntari care ne-au ajutat în a discuta cu persoanele vârstnice pe această temă, pe metoda pe raza municipiului Bacău. Dacă mai aveți o întrebare. Domnul comandant, îi premiați pe băieții aia pe povestea Daniela? Nu mai e postat. Da, excepțional, deci au avut o răbdare de lăudat, efectiv de lăudat. N-au ridicat turnul, nu i-au buscat în niciun fel. Până la capăt, i-a dat semne de semne. Mulțumesc.
Da, foarte bine. S-au învățat ca să nu comenteze și este cel mai bine să nu comenteze, că de fiecare dată noi le-am spus. Deci s-a făcut legea. Dacă mai aveți cumva postarea aia, numai acum m-am uitat, numai. Cu corectitudine, că nu cred că e o provocare în partea cetățenilor, de cele mai multe ori, și dacă se apucă de comentat, desigur că cât e este locul 2. Atâta, să-și facă datoria cu mare atenție, conștiinciozitate, cu fermitate și după aia se explice că are toate drepturile pe care are cetățeanul atunci când... Dar e explicat, te duci în instanță, are dreptul să conteste, este dreptul prevăzut prin lege, deci nu are ce să comenteze și să discute cu polițistul, să lase loc de interpretare. Atâta timp cât se duce, ați văzut că le-a interzis să mai meargă la polițistul, să meargă cetățeanul la portiera polițistului, la mașina poliției, stă în mașină, încheie documentul, semnează și transparență și fie totul la vedere, să nu dea loc de, lasă loc de interpretare. Ce nu? Păi sunt și excepții, sunt situații și situații, sunt și oameni, dar trebuie să evităm orice. Și reacțiile celor care comentau erau contra șoferului și a pasagerului care îi zădeau pe polițiști. Adică nici nu s-ar, probabil de asta au și șters. Ei s-a așteptat toată lumea să înjure de agenți. Da, dar nu, tocmai invers a fost. Adică da, că de multe ori, vedeți că deși comit contravenții sau, nu știu exact speța, fapte de natură penală, tot ei încearcă să acopere, să desculpe că nu e adevărat și că n-au comis niciun fel de încălcare a normelor legale. Și de multe ori și polițiștii, dacă nu sunt echilibrați, poate să fie trași într-o capcană și să răspundă, anumite întrebări nepotrivite și pe urmă își trag ei ponoasele. Da, tocmai. Deci, tocmai. O vârâmdare. Acum am avut și situații de genul când polițistul și-a ieșit din fire, nu știți prea bine, la circulație, când... Da, fiecare își asumă. Dacă nu-i convine, să găsească o altă carieră, să știu, să apuce de altceva. Atâta timp cât ești în slujba cetățeană, nu trebuie să te superi sau să te enervezi. Bineînțeles că toate au limite. Este lege atât pentru polițist cât și pentru cetățean. Ne puteți spune care a fost principală cauză al accidentului? Păi, principalele cauze generatoare accidentelor grave au fost viteza excesivă, s-a neadaptat la condițiile de drum, au avut 64 de accidente grave, un plus de 19, traversarea neregulamentară a pietonilor, 32 de accidente grave aici, și abaterea ale bicicliștilor. Deci 26 de accidente grave. Deci, acum, vedeți și noastră, bicicliștii, cei cu mopede s-au liniștit pentru că le cere condiția să aibă permis de conducere, să fie mopedul matriculat. Era o mare histerie acum câțiva ani în urmă, când toate străzile vedeam numai mopediști și accidente grave implicați acești mopediști. Acum avem bicicliști, chiar acum, dar nu avem posibilitatea, nu știu, să-i sancționăm. Pe sezonul în decembrie, în ianuarie, și noi vedem că bicicliștii circulă pe stradă. Și nu putem să-i luăm la întrebări, e dreptul lor, dar e destul de greu și să circul în condiții de iarnă, când mai ieși un pic de gheață, zăpadă pe jos, pe carosabil și să circul și cu bicicleta. Nu știu dacă e chiar așa de simplu. Și mai sunt și de cele mai multe ori văd persoane în vârstă care și mobilitatea mai scăzută și am avut accidente chiar în lunile decembrie și noiembrie și ianuarie în care au fost implicați bicicliști. Mai ziți întrebări? Dispar ceva sporuri acum? Da, deci, acum, problema sporurilor. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, doamna ministru,
a ieșit cu un comunicat de presă care a dat explicații cu privire la nivelul de salarizare a polițiștilor, a agenților de poliție, a ofițerilor, a personalului contractual. Deci, conform unei hotărâri în 2017, s-a dat un spor de 40% celor care stăteau la domiciliu pentru a aștepta să intervină. Care erau planificați să intervină atunci când sunt probleme. Și aici, cei mai mulți care beneficiau de acest spor, cei din mediul rural. Pentru că faptele se comit în mediul rural și iar în mediul urban mai puțin, pentru că sunt de serviciu, sunt patrulii, sunt care intervin la nevoie și fiind la postul de poliție, pe care post de poliție, vă dați seama, așa cum a arătat și doamna ministru, acest spor îl per cam 8.000 de lucrători la nivel național. Deci, la noi chestia de câteva sute de lucrători din mediul urban, dar în compensare ce s-a stabilit, să se mai dea la 5% la toți cei care fac parte din poliția judiciară. Și pentru toată lumea. Pentru că acolo luau numai cei care stăteau la domiciliu și așteptau să intervină sau să nu intervină. Iar acum se dă de la 5% la 10% la cei care fac parte din poliția judiciară. Deci se mai dă un procent de 5% de la 1 februarie la toți polițiștii care fac parte din poliția judiciară. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta la început, sfârșit de an, să zicem nou. Asta e activitatea noastră pentru 2017. Ați fost prezenți de fiecare dată la toate evenimentele care au avut loc, la care au participat polițiștii, la cercetare, la soluționarea lor și vă mulțumesc încă o dată pe această cale și continuăm colaborarea și în acest an să fie bine pentru cetățenii județului Bacău. Vă mulțumesc și vă urez succes și dumneavoastră în activitatea noastră. Mulțumesc!